Adina, ai legătură? Hai să te încevești. Avem mai ales pentru cei care circulă. Bun găsit din nou alături de domnul doctor Adrian Marinescu. Astăzi vorbim despre noile relaxări de la 1 august, mult așteptate, dar parcă ne-au luat așa un pic ochii, vizează doar evenimentele în aer liber și nu scăpăm totuși de masca în interior și nici nu stăm mai mult de ora 2 noaptea la petreceri. Neața! Bună dimineața! Hai să luăm partea plină a paharului. Sunt lucruri pe care le așteptam de mult timp. Ce cred eu că e important e să rămână într-adevăr situație echilibrată și să nu fie așa că în august, la un moment dat sau în septembrie vin alte restricții. Să spunem că valul al patrulea trebuie să fie valul echilibrului. Da? E momentul când găsim calea de mijloc, adică suntem preventivi, să nu ne infectăm, dar ne ducem viața mai departe. Exact ceea ce facem în momentul de față. Ne doream foarte tare această lună, mulți au concediu în această perioadă, sunt vești bune pentru familiile care se întorc din zone cu risc epidemiologic și mă refer chiar și la Grecia, care este în zona galbenă. Iată, copiii sub 6 ani nu trebuie să mai prezinte un test PCR și pot să nu intre în carantină. Ei oricum stăteau bine în zona de transmitere, nu copiii? Da, numai că veștile sunt foarte bune pentru cei care sunt vaccinați. Și în momentul în care vorbim de o familie în care părinții sunt vaccinați, indiferent de ce culoare are semaforul, lucrurile sunt mult mai simple, că nu intră în carantină. Și până la urmă vom vedea în viitorul apropiat, știu că vorbim foarte des de vaccinare, dar cam așa se întâmplă. Cei care vor fi vaccinați vor avea mai multe facilități în mod clar. Lăsăm la o parte faptul că se protejează. Discutăm de vacanțe, de ceea ce se întâmplă la întoarcerea din zone care sunt galbene și pot deveni roșii, cum e Grecia. Vorbim și de festivaluri. Avem liber, practic, la festivaluri mari, în aer liber, 75.000 de persoane vaccinate sau testate sau trecute prin boală. Ce riscuri presupun aceste adunări mari de oameni, chiar dacă vorbim de această dată, iată, de festivaluri cu mască în aer liber? Bine, e clar că distanțarea nu se păstrează, e destul de greu să respecte regulile de igienă, există un risc, dar fiind persoane care în principiu vor fi vaccinate sau cei mai mulți dintre ei sau vor avea un test negativ, lucrurile ar trebui să fie mai bine așezate. Vreau să cred că așa se va întâmpla. Până la urmă, cred că pentru noi toți contează ca ceea ce avem acum, ca măsură de relaxare, să rămână și să nu mai discutăm de pandemie. Se vorbește tot mai des și despre o posibilă obligativitate de vaccinare transmisă medicilor. Care credeți că ar fi reacția colegilor dumneavoastră și poate ați vorbit deja cu cei de la Institutul Matei Balș? Eu cred că după atâtea mesaje clare nu va mai fi nevoie de obligativitate. Cred că personalul medical se va vaccina pentru că realizează ce înseamnă. Iar la Institutul Matei Balș cred că e un bun exemplu. Să știți că la noi, probabil că e puterea exemplului cu ceea ce s-a întâmplat în toată pandemia, personalul medical, în imensa majoritate, s-a vaccinat și cei care au rămas, sigur vor face în viitorul apropiat. Ar face diferența o astfel de măsură, de exemplu, la fel să spunem oamenilor că pot să vină la mall doar dacă sunt vaccinați în weekend și cei nevaccinați să vină în timpul săptămânii? Credeți că i-ar face pe oameni să meargă să se imunizeze? Probabil că ar crește rata de vaccinare, dar vreau să cred că nu e nevoie, nu sunt necesare astfel de măsuri. Adică termenul de obligativitate, de restricții, de acest fel nu ar trebui să fie necesare, dar ce ar trebui să facem? Să ne vaccinăm fără să avem nevoie de obligativități. Așa mi-aș dori, sper să întâmple, cât de curând. Stăm bine în acest moment, ce spun cifrele? Încă stăm destul de bine, dar e clar că e un trend care e în creștere și va fi în săptămânile următoare. Iar de varianta Delta vom vorbi și în România ca fiind predominantă cât de curând. Ce e important e să ne pregătim până la urmă, să luăm în calcul că putem trece mult mai ușor peste acest val. Se simte creșterea cazurilor aici la Matei Balș? Știm că este linia întâi în continuare de luptă. Sigur că se simte. Dar la acest moment lucrurile sunt mai mult decât echilibrate. Ne interesează ce va fi în luna august, când probabil vor fi creșteri. Și e clar că și dacă vor fi mai mult forme ușoare, totuși se vor selecta și pacienții din terapie intensivă și cei vulnerabili. Mulțumim tare plăcere. Mult pentru că urmează niște zile sau avem în continuare niște zile cu temperaturi foarte ridicate. Iată, ne înarmăm și cu răbdare să mai suportăm puțin masca, chiar și în aer liber. Nu știu dacă vom purta masca la festivalul sau nu, depinde de cei care aleg să meargă acolo. Însă e clar că nu avem foarte multe relaxări vis-a-vis de perioada care urmează, ci mai mult așa pentru evenimentele în aer liber. Cam atât de aici. Da, omul uită ușor, dar în 2020, spre vară, o prietenă a fost între primii infectați, a ajuns într-un spital COVID și, pentru că așa spuneau regulile, nu avea voie să dea drumul la aerul condiționat în saloane. Mi-a povestit săptămâna aia, nu s-a simțit foarte rău, doar că făcea frisoane și avea temperatură foarte mare, în rest, mă rog, dureri de cap.
Însă chinul de a sta într-o încăpere, pe căldurile alea, la spital bate soarele pe o față, evident, toată ziua. Chinul de a sta într-un salon, singură și izolată, cu pastilele lăsate la ușă, nu cunoșteam prea multe lucruri despre virus atunci. Chinul ăla o va urmări toată viața. Numai la spital să nu fii pe căldurile astea, mai ales dacă nu merge aerul condiționat.